suportul popular, cuia universală a atât dragă nouă românilor, cu care ne mândrim peste toată lume, și mai mult decât atât, cu pâine și sare. Asta da întâmpinare ca din străbuni. Tocmai de aceea, doamnelor și domnilor, declarăm deschise sărbătorile Zilei Comunei Radio în aplauzele dumneavoastră! Ediție atât de elegantă, atât de bine pusă la punct. În aplauzele dumneavoastră, domnul primar Vasile Haidău! Stimat oficialitate aliașului, bine ați venit la noi în Comuna Radio. Cum petrece, cum se iubire, cum să fie rămân singur așa? Și mă face o distracție din aici. Vreau să rog oficializatul nostru. Oficializatul aliașului. Dau cuvântul domnului președinte al PDL-ului. Revizăm domnul PDL-ului. Dumneavoastră să-ți prezentiți. Domnule, încercați. Vă salut, domnul președinte. Vă salut. Oameni buni, bine v-am găsit. Încercam să număr dacă am ajuns să fie a 10-a oară când sunt prezent în fața dumneavoastră. Ani de zile, unii considerau că vin în fața dumneavoastră ca să cer niște voturi. Ori astăzi eu nu mai sunt om politic, nu vă mai cer voturi. Sunt un om care a venit cu bucurie la invitația unui prieten, domnul Vasile Haidău, și vă spun sincer că sunt mulți ani de zile de când nu am mai trecut prin comuna dumneavoastră. Dar sunt bucuros pentru că doleanțe ale dumneavoastră de acum 7, 8, 10 ani au început să realizeze. Și am rămas uimit de schimbările majore făcute din comuna, în comuna dumneavoastră. Îmi permit, ca un om cu destulă experiență politică, dar care nu mai are interese politice astăzi, să recomand politicienilor aici de față și celor care nu sunt de față că cel mai important lucru este să realizeze lucruri pentru oameni. Nu să se certe, nu să caute nod în papură unul împotriva altuia pentru a bloca proiecte. Sunt bucuros să văd generații de politicieni aici, unii foarte tineri. Am fost impresionat când i-am văzut aici, pentru că erau niște copii la un moment dat. Sunt bucuros să-l văd pe domnul Marcel Popa, președintele Consiliului Județean. Eu i-am recomandat să nu intre în politică și nu m-a ascultat. Dar sper să fie tot la fel de performant în politică cât a fost în afaceri, pentru că eu consider că experiența din afaceri este binevenită în politică. Nu vreau să-l laud, nu vreau să-l critic, la fel cum nu vreau să-l laud și să critic nici ceilalți reprezentanți ai partidelor politice, dar mă bucur să aud că se fac proiecte, mă bucur să aud că încet, încet începe și satul românesc să devină un loc civilizat. Vă urez toate cele bune și să ne întâlnim cât mai des, de cât mai multe ori și să vedem de fiecare dată schimbări bune în comuna dumneavoastră. Doamne ajută! Și ne bucurăm foarte mult că ne strângem în număr atât de mare. Avem copii, avem vârsta a doua și vârsta a treia, exact un program ce urmează acum pentru toată lumea. Încă o dată îi mulțumim domnului primar Vasile Haidău în aplauzele dumneavoastră pentru organizarea acestui eveniment. Și acum, continuăm, după cum a spus și doamna director, cu surprize.